Cuvânt al Sfântului Maxim despre dragoste. Deplina dragoste este aceea ce nu deosebește pe om, zicând, pe acela știu, iar pe celălalt nu-l știu, sau acesta mă laudă, iar acela mă blestemă, ci spre firea ta de om privind de-a pururea pe toți oamenii întocmai să iubești, pe prieteni și pe vrăjmași, pe cei buni și pe cei răi, ca să fii desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Și de la vrăjmași să rabzi răutățile cele aduse asupra ta și nici de cum să nu gândești că de la ei îți este făcut răul, ci de la diavolul, pentru păcatele noastre. Drept aceea și Domnul nostru Iisus Hristos, arătându-și dragostea sa față de noi, a pătimit pentru toți oamenii și tuturor la fel le-a dăruit nădejdea învierii, întru care nădejde vrednic se face fiecare ori de cinste, ori de osândă. Că robii lui Hristos îi iubesc pe toți, curat, măcar că ei nu sunt iubiți de toți. Iar prietenii lumii acesteia nu iubesc din inimă pe nimeni, iar oamenii duhovnicești păzesc până la sfârșit dragostea cea de Dumnezeu alcătuită. Deci, să vă sârguiți a iubi pe tot omul din sufletele voastre, că aceasta este porunca Domnului, iar dacă nu puteți să o păziți, măcar pe nimeni să nu urâți, ca să primiți harul de la Hristos Dumnezeu. Cuvânt despre ascultare. Vă spun vouă un lucru ca acesta, care s-a făcut în vremea mea, ca să vă deprindeți și să știți că ascultarea și de la moarte izbăvește. Oarecând, fiind eu la Ava Isidor, a venit acolo un ucenic al unui stareț mare, din partea Ascalonului, cu o slujbă a părintelui său. Însă avea porunca de la stareț ca, după vecernie, să se întoarcă la chilia sa. Dar, îndată, s-a făcut o furtună foarte mare, cu ploaie și tunete, și era aproape și un pârâu care curgea prin toată țara aceea. Iar mai pe urmă, vrând el să se ducă înapoi, după cuvântul starețului său, noi îl rugam să mai aștepte, zicându-i lui că nu este cu putință să treacă acel râu. Iar dacă n-a voit el să mai aștepte, noi am zis să mergem cu dânsul până la râu, ca văzându-i repejunile să se întoarcă. Și după ce am ajuns la râu, dezbrăcându-se el de hainele sale și legându-le pe ele pe capul său și încingându-se cu brâul, a sărit în râul acela mare și în strașnică repejune. Iar noi ne minunam și tremuram, temându-ne ca nu cumva să moară. Iar el mergea înotând și a ajuns la celălalt mal pe o piatră și s-a îmbrăcat cu hainele sale și a făcut de acolo spre noi semn de închinăciune. Și luând blagoslovenie, s-a dus alergând. Iar noi am rămas mirându-ne și înspăimântându-ne de puterea faptei celei bune, că fără primejdie a trecut râul pentru ascultarea sa.